Firmele din municipiul Deva care au nevoie de forță de muncă pentru activitățile sezoniere pot angaja zilieri din rândul persoanelor care beneficiază de ajutor social. Conform legislației care reglementează exercitarea activităților cu caracter ocazional, zilierii vor avea normă de lucru și vor fi remunerați pentru munca desfășurată, tariful orar fiind calculat în funcție de salariul minim brut pe țară. Și tot potrivit legii, remunerația zilierilor nu este luată în calcul la stabilirea venitului net al familiei sau al persoanei singure, adică nu influențează cuantumul ajutorului social. Solicitările din partea angajaților economici sunt așteptate să fie depuse la Direcția de Asistență Socială Deva. Direcția de Asistență Socială Deva încurajează societățile comerciale din municipiu să angajeze la nevoie forță de muncă pentru activități sezoniere. Practic, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale pot depune la sediul direcției până în data de 20 a fiecărei luni cereri pentru numărul de persoane și activitățile care trebuie desfășurate. Aceste activități sezoniere pot fi desfășurate de către persoanele beneficiare de ajutor social pentru suplimentarea venitului acestora și nu se va lua în calcul la stabilirea cuantumului pentru încasarea ajutorului social. Agenții economici din reședința de județ pot solicita Direcție de Asistență Socială și personal calificat. Asta datorită faptului că mai mulți beneficiari de ajutor au obținut o calificare profesională în urma absolvirii cursurilor organizate de AJUFM Hunedoara. În cursul anului 2021, un număr de 12 beneficiari de ajutor social au primit certificatul de calificare profesională pentru îngrijitori spații verzi. DAS Deva încurajează beneficiarii de ajutor social să participe la cursurile de calificare profesională oferite gratuit de către AJUFM pentru obținerea diferitelor certificate de calificare profesională. Este de menționat că persoanele care primesc ajutor social nu pot alege între a lucra ca zilieri sau a efectua orele de muncă în folosul comunității. Legea prevede foarte clar că activitățile sezoniere pot fi realizate doar după efectuarea orelor de muncă prevăzute pentru acordarea ajutorului social. Totodată, asistatul social care este apt de muncă și refuză două oferte de activități sezoniere va pierde ajutorul social. În prezent, în municipiul Deva beneficia de ajutor social 76 de familii.